Ținând cont de faptul că sezonul rece și-a făcut simțită prezența mai devreme, mehedințenii au fost nevoiți să se gândească mai repede decât de obicei la aprovizionarea cu lemne. Astfel, poliția locală vine cu lămuriri în sprijinul cetățenilor. Este vorba despre depozitarea lemnelor pe spațiul public. Autoritățile competente sfătuiesc cetățenii să achiziționeze lemnul paletizat pentru ca acesta să fie livrat direct în proprietatea cetățenilor. Ocuparea sau distrugerea trotuarului și a părții carosabile se sancționează cu amenzi usurătoare. Având în vedere apropierea sezonului rece, informăm cetățenii că, în conformitate cu prevederile hotărârii de Consiliul Local numărul 220/2011 republicată, este interzisă depozitarea materialului lemnos și a combustibilului solid pe domeniul public sau privat al municipiului sau descărcarea acestora, dacă prin modul de descărcare ar duce la degradarea trotuarului sau a părții carosabile. În acest caz, beneficiarul fiind obligat să suporte și cheltuielile de refacere a locului respectiv. Amenda pentru această contravenție este de la 500 la 2500 de lei. În ultima perioadă nu ne-am mai confruntat cu astfel de situații, cetățenii achiziționând lemnul paletizat pe care l-au depus direct pe proprietatea personală. Dacă lemnele nu se pot descărca direct în curte, cetățenii trebuie să se grăbească și să le depoziteze cât mai repede în interiorul proprietăților. Această regulă se aplică și în cazul altor materiale.